Pentru că luna decembrie este luna cadourilor, misiunea socială Diaconia a decis să aducă bucurie în peste 300 de case din întreaga țară. Familiile cu mulți copii, cele social vulnerabile sau bătrânii care au rămas singuri au primit astăzi pachete cu produse alimentare pentru a avea ce pune pe masă de sărbători. Unii le-au primit cu lacrimi de bucurie în ochi, alții însă au fost mai triști, dar cu speranța că noul an va veni cu evenimente mult mai frumoase în viața lor. Olga este mama a 4 copii și pentru că este greu să-i întrețină, s-a bucurat foarte mult de cadoul primit. Femeia spune că se străduie să le ofere copiilor săi tot ce le trebuie, așa că darul primit este ca o binecuvântare. Noi v-am adus aici cadou să-l primiți cu dragul, să vă folosiți, să vă bucurați de sărbătoare. La mulți ani! Mulțumim și mult toată lumea sănătoasă și pe pașii. Un dar de Crăciun a fost adus și în casa bunicii Maria, care crește de una singură 2 nepoți. Femeia și-a stăpânit lacrimile cu greu atunci când a văzut că pe poarta ei intră oamenii cu daruri de la diaconie. Cei 2 băieți, de 13 și de 8 ani, trăiesc doar cu bunica lor, deoarece tatăl le-a decedat, iar mama i-a abandonat. Dar copiii nu prea înțeleg greul pe care îl duce bunica lor. Ei zâmbesc și spun că o ajută cum pot, chiar și la tăiat lemne. Un dar a ajuns și la dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Să aveți o mângâiere de sărbători, da. Și aici băieții niște dulciuri și un suc este. Da. Cred că îl rezolvați voi imediat, da? Stare bravo, stare bravo, stare cu mișor. Vă ajută? Da, cu, am tăiat lemn în drujbă ieri și ni le-au cărat toate la dosmiți. Am ajuns și la o casă cu 6 copii care trăiesc la limita sărăciei doar cu mama lor. Cel mai mic dintre ei are doar 2 luni, iar cel mai mare 8 ani. Mama copiilor era plecată în oraș, iar copiii ne-au spus că au grijă unul de altul. Bucuria le-a luminat fețele atunci când au auzit că vor primi dulciuri în dar. E căldut la voi, vei primi? Sau e caldă? E cald, să mă cred. Da? Da. Și cum te cheamă pe tine? Vasile, da pe tine? Sfeta. Sfeta, ce frumoasă ești, Sfeta. Da? Dragii mei, noi vă lăsăm un pachet cu niște produse, da? Este acolo și un suc. De pachete cu produse au beneficiat și mai multe persoane în vârstă, care sunt singure și neajutorate. Această femeie și-a stăpânit emoțiile cu mare greu. Ea spune că este pentru prima dată când primește un ajutor. 84 de ani, am primit niciodată nică. Doamne, și vă mulțumesc din toată inima. Ia că-i tremurul și vă mulțumesc din toată inima. Nu știu cum mă simțesc. Eu nu m-am gândit niciodată în viață. Nu am primit niciodată de la nimic. Responsabilii de la Diaconia spun că trăiesc cel mai frumos sentiment atunci când împart beneficiarilor aceste cutii cu produse. Ei spun că asistenții sociali din sate le ajută să identifice familiile care au nevoie de ajutor. Ne-am gândit la cei mai oameni mai nevoiași și colaborez cu teritoriul, cu localitățile din teritoriu și anul acesta vor ajunge aceste 300 de cadouri în 13 localități. Pentru al 2-lea an consecutiv, la acțiunea de binefacere organizată de misiunea Diaconia, în perioada sărbătorilor de iarnă, se alătură o asociație a oamenilor de afaceri din România. Am descoperit niște oameni minunați care de la început ne-au fost alături și ne-au sprijinit în acțiunile noastre sociale, prin care dorim să ne aducem un aport umil față de mulțimea de oameni nevoiași care încă, din păcate, trăiesc în Republica Moldova. Noi suntem alături de ei și suntem acolo. Bucuria pe care o vedem în ochii oamenilor este de neprețuit. În acest an, misiunea socială Diaconia, susținută de Asociația Oamenilor de Afaceri din România, a pregătit 4,5 tone de produse alimentare pentru oamenii nevoiași din Moldova. Campania va dura până la Revelion.